Vreau să fiu bunica până la capăt. Vă iubesc. Vă iubesc din Da, acolo. Uite de ce are nu. Nu faci asta. Ce ți-e rău? Ce de la mirosul ăsta? Am apăsat. Bine că n-am mâncat, fratelor. Da. Salut, Team Bar Fan Club! Și bine m-am găsit la un nou episod. Este partea a doua din Eat It or Wear It. Doar că este puțin mai schimbat. O să facem echipe de câte doi, pe rând, fiecare cu fiecare, da. Și cel care rămâne pe lângă o să ne prezinte ce avem noi aici. Am înțeles. O să vedem ce avem. Avem 5 secunde la dispoziție să alegem dacă mâncăm sau îl purtăm. Dacă vreți să-l mâncați, apăsați pe acest clopoțel. A, deci practic cine apasă primul ăla mănâncă. Și ăla îl poartă. Și cine poartă cele mai multe chestii, notăm aici și la final o să mănânce ceva, nu știm ce o să un mănânce. Un meniu special. Un meniu special pentru loser. Adică cine poartă cele mai multe chestii o să mănânce la final. Am înțeles. Facem echipele? Și stați până la sfârșit pentru că avem un concurs pentru voi. Cum le facem? Asta era din Hai voi primii și eu sunt prezentatorul, okay. Vlad Bandic. Bine, haide Vlad. Spune okay. Bibi, hai să alegem un număr de la 1 la 7. Hai 3. Hai 3, dați-ne 3. 3? Da. Ok, închideți ochii. Du-te, Vlăduțu, adune 3-ul. 3, 2, 1 și... Am apăsat. Alivioare, alivioare! Și eu unde ar trebui să-l port? Tu-l porți! Dar nu știu cum ar trebui să stea un crispy. Nu putem să-l bag aici la suchen? Da, puneți așa două. Și acum trebuie să mergem la tabel să trecem aici sondajul. Așa. Bibi are un punct. Are o pană. Și Bogdan... Uite, de ta... Zoom. Ce-i trec? Îi trec 0. La primul, vă aduceți aminte că toate sosurile eu le-am purtat? Da. Da. Ce vremuri. Ce vremuri. Ai, frate, toate sosurile sunt pe mine! Doamne, Dumnezeule mare! Vreau să fiu bunica până la capăt. Dar stai că aleg eu acum. Tu alegi, că am zis 3. 5, Vlăduțiu. 5? Vai, deci 3 mi-a duce noroc. Adune 5-ul. Da. 3, 2, 1 și... Ce e aia? Bine, o mănânc eu. De ce? Bă, dar stai, eu-s prost rău. Mâncă. Ce-i asta? Oh my gosh, are ceapă, nu cred! Vrei să facem schimb? Nu, nu, că mănânc ceapă. Guacamole. E guacamole. Wow! E guacamole. I love guacamole. Da, aici, aici, că nu degeaba ne-l-o dat. Dar de la... Țipă-l așa pe mine. Țipă-l. Ok, super, așa? Splendid. Da, e ok, nu, nu, ceapă. Ce-mi place cu șorți de ăsta? Nu mai-mi place! Ah, mi s-a dus. Bibi, încă un punct. Bogdan, rămâne cu 0. Schimbăm echipele. Voi doi. Haide. Hai, Vlăduțu, să jucăm. Da, da. Alege un număr, Vlad. De la 1 la 7? Fără 3 și 5. Ok, 2. Gata? Sunteți da. Pregătiți? Da. Sigur? Da. Sigur, sigur? Da. Basta, nu mă. Dar e o port, ce prost e, o port. O port? Nu știu dacă e spanac sau... Adică e bun spanacul. E cel mai tare spanac din viață. Nu-ți place spanacul? Da, trebuie să-l mănânci. Give me a spoon. Ah, dar știi să mănânci ca... Eu nu știu să mănânc cu bețele alea. Ia-o, vai. Să ne spuneți în comentarii dacă voi știți să mâncați cu bețe de alea. Ăla era al meu, e al meu, e al... Bine, ți-l dau ție. Ce-mi place jocul ăsta? A dat o lacrimă. Dar trebuie să-l porți puțin mai bine. De ce-l porți în poale? Aoleu. Scuze. Mamă, așa e regula. Trebuie să-l port. Scuze, Vlăduțu. Hai, tati Mariana, trece scorul acolo. Un punct. Mi s-o scurs. Bogdan. Cu tot prin ăsta. Hai de cap. 0. Ce ți-e rău? Ce de la mirosul ăsta? Bogdan, spune un număr. 7. Gata? 3, 2. Unu? Da, da, da! Stai că n-ai voie să mă ține pe ăla! Știi ce? Uite mâna aici! 3, 2, 1 și... N-ai voie să faci asta! Alegeți-vă! Ce se întâmplă în această situație? Au trecut cele 5 secunde, purtați împreună usturoi cu oțet. Bine că n-am mâncat, fratelor. Da. Cum facem? Jumătate tu, jumătate eu? Da, o să treacă prin asta și o să mirosa oțet în mașina lui Bibi. Confirm, uite. Da, Vlăduțu. Da, uite, e băgat prin oțet oricum. Chiar e băgat. Așa. Chiar a băgat cu oțet. E, tu poți să-ți e mașina ta. Mamă, deci arată, știi că, aoleu, așa, nu. Hai să okay. Ok. Și chiar la nasul meu. De ce nu mă gândesc niciodată înainte să fac ceva? N-ați primit niciun punct.
Da, știu. Până acum avem Bibi 2 puncte, Vlad 1 punct și Bogdan 0 puncte. Și mergem la următoarea echipă. Ce numere au mai rămas? Eu vreau 1. Sunteți gata? Da. 5. Nu cred că ai făcut asta, producție. Tu știi ce sos e ăla? Iac! Ai uitat ce sos e ăla? E sosul ăla. Sweet chili. Dacă îl mănânc, se pune? Este sweet chili, este sosul meu preferat. Vedeam că eu ăla... Da, cu... Uite. Bine. Nu, dar de ce? A, trebuie să pun. Am crezut că îmi dai să mănânc. Bine. Foarte bun. Bibi, 0. Da. Blăduțiul. 2. Eu mă trebuie să mun ceva. Super, suntem la egalitate. Ok. 4 sau 6? Bine, să fie 4. Să fie 4. Stați că vă aduc am un 4. Sunteți gata? Copii, gata că putem. Da. Mă duc. Bibio că am pus până prima. Da, da. Au, ce e asta? Nu știu. A, ok, că nu e așa rău. Ketchup cu maioneză și fasole. Da, ia super. Din 33. E bun, nu? Pui pe gine? Așa, pune. Hai. Gata, gata, că e gata. Un punct la Bibi. Yay! Blăduțiu 0. Eu 0. Așa. Ok, se pare că am terminat. Acum trebuie să ne dăm seama cine e loserul din ecuația. Wow, oare cine este loserul din ecuația cine? Asta? Deci avem acolo 0 0 0 0 0 0. Uite aici, uite aici așa jos. E sub? Da. După două puncte. Scrie numele. Numai G. Ați prins ideea, eu am pierdut, ok? Dați-mi să mănânc felul ăla. Gata? Ți-a venit meniul special pentru că nu ai mâncat nimic, ci doar ai purtat. Ești pregătit să vezi? Da, meniul dă-i, special? Hai. Ciocolată! Vă iubesc. Vă iubesc din da, tot. Da, uite de ce are nume. Vă urăsc. Vă urăsc din tot sub. E ok. Are tot ce-a fost. Asta ce, domnul iartă, mă-i varză, nu? Cred că e ceapă caramelizată. Reformulez, vă urăsc din tot sufletul, mulțumesc. Cu jeleuri. Și jeleuri. Okay. Ce mai avem pe aici? Brânză stricată. La ce nu ne-am gândit? Ceva în care să, dacă nu-mi place, să... A, da, uite aici. Încă. Hai, și dacă mai e încă o gură, ești foarte tare. Uite, tu ai făcut un nou. Nu faci asta, Bogdan. Bogdan, după ce mănânci asta, uite-te ce ai tu în poală. Bine. De dacă pot să mănânc ăsta. E carne de vită, de pui? Da. De toate. Nu cred că trebuia să le împreți. Nu faci asta, nu faci asta. Mers. Mai trebuie? Nu, hai, ok, nu, hai, că chiar e ok. Suntem uite-te încă o dată ce ai acolo. Da, super. Ăsta a fost challenge-ul, oameni buni, și acum să vă zicem și de concursul despre care vorbeam, dacă tot. O să vă oferim 10 perechi de căști Timberland. Tot ce trebuie să faceți este să, Bibi... Să ne scrieți la comentarii ce combinație ciudată ați mâncat voi vreodată. Cea mai ciudată combinație care primește cele mai multe like-uri. De fapt, primele 10. Da. Primesc exact. Căști Timba. Nu uitați să apăsați pe butoanele de like, share, subscribe, clopoțel. Clopoțel. Share, să ne dați share. Să ne dați like-uri. Ia mă că gust și eu acum pentru încheierea clipului, hai! Că nu gustă din jeleu și de asta, ai mâncat numai ce. Ai luat chestiile. Mi-a plăcut. Salut, pa! Mai bine sănătate, salut! Ceau! Ce bun e burger, n-am mai mâncat de o lună și ceva. Parcă ziceai că erai la dietă, nu? Aceasta este o combinație ciudată, dacă vreți să vă inspirați.